Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, își are inspirația și replică a Future Classroom Lab din Bruxelles. Și pe lângă faptul că ne aflăm în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, mai avem și spații inspiraționale dezvoltate. Aici, pe acest panou, le observați pe toate șase. Explorăm, comunicăm, inovăm, dezvoltăm, creăm și prezentăm. Încetul cu încetul vom trece prin sălile noastre în care veți vedea combinațiile dintre aceste spații și ce anume facem sau ce își propun să facă profesorii și elevii în timpul predării sau în procesul de predare, învățare și evaluare. De exemplu, în spațiul Explorăm se atrage atenția asupra programelor inovatoare și asupra învățării bazate pe inovație. Iar în spațiul Comunicăm se pune accent pe comunicarea interactivă dintre profesor și elev, utilizând tehnologiile personale, cum ar fi smartboard-urile, telefoanele, tabletele și smartboard-urile. În spațiul Inovăm se pune accent pe dezvoltarea proiectelor inspiraționale comune. La fel, în spațiul Dezvoltăm și Prezentăm se pune accent pe prezentările interactive, pe comunicarea dintre profesor și grupul de elevi. Rog frumos! Okay. Just choose. Lucru este mobilierul. Cum vă aș vrea... Acest mobilier flexibil, mobil și permite rearanjarea lui în diferite formate. După cum cunoașteți, în perioada COVID a fost semnat un parteneriat național între Republica Moldova și Google, care a fost facilitat cu suportul partenerilor strategici. A fost un parteneriat critic, cred eu, pentru că profesorii s-au pomenit în nevoia de a asimila abilitățile digitale. Conform unui studiu care l-am făcut noi, până la perioada COVID, 80% din profesorii din Republica Moldova nu foloseau în procesul de predare în școală. Dar în această perioadă și ei zic că, de fapt, își doresc să folosească tehnologiile în predare. Deci este o oportunitate unică. Acest spațiu Google vine ca cea mai mare tehnologie pentru învățământul K-12, pentru școli. Este o tehnologie gratuită și asigură tot felul de aplicații pentru procesul digitalizare, procesul de predare și învățare. Ceea ce mi-a plăcut, Alex, mi-a zis la această mobilieră, a zis că profesorii pun aici pixul, dar copiii din start au pus telefoanele mobile. Asta și zicem că tehnologia este intuitivă. Noi lucrăm cu partenerii noștri din Estonia și din România pentru a aduce mai aproape tehnologiile Google. Acest mobilier, după cum vedeți, pentru că 38% din capacitatea de asimilare a copiilor depinde de mobilier și de cum este aranjată clasa, cum învățământul este centrat pe elev și este foarte important anume și setup-ul acest mobilier flexibil. Ceea ce vedeți aici a fost recomandat de Google România, care exact așa sunt amenajate clasele din România. Și acum aș vrea să prezint pe prietenul nostru Alex Leahu și pe Stella Donos, care ne vor face o mică introducere ce înseamnă Ina Donos, ce înseamnă aceste tehnologii Google. Din start aș vrea să zic că
Profesorii ambii sunt Google Certified Educators. Deci sunt trei nivele pentru a te certifica în tehnologiile Google pentru educație. Iar în perioada COVID, Centrul Național de Inovații Digitale Clasa Viitorului a instruit prin programul de alfabetizare digitală 20.000 de profesori în alfabetizare, în abilități digitale și 10.000 de educatori. Deci noi vorbim practic de 60-70% din profesorii și educatorii din țară au trecut prima fază de alfabetizare digitală cu suportul Ministerului Educației și Centrului Casa Viitorului, bineînțeles a partenerilor de la Orange și USAID, Suedia și UK și partenerii de la LED. Alex, Ina, aveți cuvânt. Ok, încep eu. Vreau să vă prezint câteva tehnologii care sunt inovative pentru Moldova. Cel mai interesant, cel mai... Mulțumesc! Cel mai neobișnuit pentru noi sunt aceste tehnologii care se numesc Chromebooks. Le aveți dumneavoastră aici prezentat. Sunt niște laptopuri care se transformă într-o tabletă. Da, spunem așa și o să audă toată. Ok. Care se transformă într-o tabletă și este dotat cu două camere video pentru a scana și pentru a fotografia, pentru a partaja informația care o avem. Și ce este cel mai interesant și cel mai comod în aceste Chromebook-uri este faptul că ele sunt gândite pentru școli și au o protecție militară. Ele rezistă cop, temperaturi joase, temperaturi ridicate, lichid 330 de mililitri, fix un pahar, dacă turnăm, spune lumea că rezistă. Afară de aceasta putem să-l scăpăm jos de la 1,20 m, tot rezistă. Nu am încercat, dar posibil că rezistă. Deci este gândit pentru copii, nu este periculos, suntem asupra lor atent. Clar că este o tehnologie care este gândită pentru școli și de fapt este un browser într-un device. Este posibilitatea să utilizăm tot ce este în internet, în educație, pentru a... Pe cloud. Da, tot ce este, tot ce este pe cloud, mulțumesc, pentru a utiliza în educație. Le place foarte mult copiilor, până când în Republica Moldova, după câte cunosc, nu sunt școli dotate cu Chromebook-uri, dar sunt pe larg utilizate în toată lumea, inclusiv în Ucraina și în România. De fapt, aceste Chromebook-uri au venit prin partenerii noștri din România, pentru că în Moldova aceste Chromebook-uri nu sunt disponibile încă. Acesta se numește laborator mobil, Clasa Viitorului, și deservește până la 10 săli cu 33 de Chromebook-uri și acest charging station, deci este o stație de încărcare mobilă, cu un ecran mobil și cu Wi-Fi de la colegii noștri operatori prin programul nostru de Gigabit Connectivity care va face disponibil această învățare. Deci acestea sunt primele instrumente importante pentru a implementa tehnologiile în școală și prin Clasa Viitorului noi avem un spațiu demo. Aici școlile vor veni ca să vadă, să experimenteze, dar și în plus Alex predă aici cu copii, iar Universitatea creează în formarea pedagogilor tinerilor din start pot utiliza aceste tehnologii și le aduce în școală când merg să vedeze școală. Ina, ce ne mai zici? Tu zici vreau să adaug un pic, acesta de fapt este o sală de calculatoare portabilă. Așa. Și problema este, sunt doar scările. Da? Deci în limita unui etaj putem deservi tot etajul cu o sală de calculatoare. Și în România am făcut coadă la aceste Chromebook-uri în perioada COVID. Noi am primit, ne-au sunat colegii din România și ne-au zis că avem disponibil un laborator, dacă vreți să-l cumpărați pentru Moldova, vă dați seama că școlile stau la coadă ca să doteze cu aceste laboratoare. Ce ne zici, Alex? Ce ne zici? Sau ce avem la ecran acolo? În principiu ăsta este un ecran calculator, adică nu mai avem nevoie ca să conectăm ulterior... Nu mai avem nevoie ulterior să conectăm încă un calculator ca să facem partajar de ecran, de exemplu. Putem să utilizăm în mai multe moduri acest calculator, începând de bază, de exemplu. E o tablă care nu mai e nevoie de creată, poți să faci careva notiță, de exemplu, să predai careva momente, de exemplu, scrii o formulă care este iubit foarte mult de copii, de exemplu. Și ulterior, după ce termin de finalizat ceea ce e scris pe tablă, ca să te asiguri că copilul, de exemplu, o notat, nu notat în caiet, tu poți ușor după asta să partajezi fișierul, de exemplu, să-l salvezi și-l partajezi ca fișier PDF, ca să aibă copilul notit ulterior să revină la dânsele. Pe lângă aceasta, dacă avem un
un cont cu plată, putem downloada foarte multe aplicații, pentru că acum știm problema că încercăm să explicăm niște procese ale naturii elevilor prin cuvinte, dar nu au partea asta de vizualizare. Respectiv, aici sunt implicit instalate niște aplicații care pot fi utilizate ușor la diferite discipline. Iată, de exemplu, dacă am o temă la biologie despre bacterii, de exemplu, să vorbesc, eu pot să deschid o aplicație unde este modelat 3D această bacterie și este tradus și în română și respectiv să povestesc tema, de exemplu, la bacterii, că copilul nu doar să audă și citească niște litere, dar vizualizează acest concept. Așa, de exemplu, spiralatate, de exemplu, tipuri de bacterii, structura celulară, ce ar fi un perete celular și tot așa mai departe. Și asta doar e o aplicație. Ele sunt mii de aplicații care ușor profesorul, utilizând creativitatea și ingenieritatea, poate să joace cu dânsele, să le aplice în diferite moduri. Și, Alex, tu ești profesor de matematică, de la Spirul Careta, a venit aici în Casa Viitorului. De ce a venit aici, ca să contribui la... Vreau să fiu un model pentru restul profesorilor ca să știi, nu știu, inima în mâini, și, pentru că mulți profesori n-au curajul ăsta să aplici tehnologiile, adică nu curajul lipsește. Am înțeles. Și ție nu ți-a fost greu de la matematică să treci la tehnologie? Nu. Nu, are matematică și informatică. Da, are matematică și informatică, așa. Victoria ne arată și un pic și în zona cealaltă. Da. Tocmai vreau să zic că suntem în zona de prezentăm și dezvoltăm. Aici unde, în spațiul acesta, mai mult se fac prezentări, interacțiuni, comunicare și utilizând aceste tehnologii. Iar în zona cealaltă dezvoltăm este un spațiu mai mult neformal. Și fiindcă suntem în clasa viitorului și mobilierul este flexibil, vă invit să întoarceți, să rotiți scaunele. Iată așa, să vă convingeți singuri de, da, și de unele aspecte, da, ale utilizării acestui mobilier. Observați că avem și mesele rotunde care pot fi ușor dezasamblate de desubt, împărțite pe bucăți pentru fiecare parte, dar și pentru lucru în bun. Și acum vă invit pe doamna Elena Duriță să vă facă această prezentare cu noile tehnologii de la noi de la CEM. Bună ziua, îmi pare bine să vă cunosc. Am să vă prezint unul din microcircuitele pe care le utilizăm foarte des la clasă. Este microbitul și vreau să vă demonstrez aici undile radio. Așa. Sper că a venit la dumneavoastră mesajul meu. Dacă nu a venit... Ia, este ceva? Este. Vă rog să apăsați litera A. Să văd dacă vine și la mine. A, butonașul cu de la litera A. Este, vă mulțumesc că a venit la mine. A venit, da? Deconectăm și conectăm din nou. O să transmit eu la dumneavoastră undele radio. Asta noi le demonstrăm copiilor undele radio. Așa, și acum cineva dintre dumneavoastră îmi transmite mie. Este, vă mulțumesc. Așa. Deci, cu ajutorul acestor microcircuite putem lucra în cadrul orelor de fizică, informatică, științe, biologie, dezvoltare personală. În cadrul lecțiilor de biologie avem, asamblăm proiecte care ne permit să stabilim care este nivelul optim de irigare a unei plante și se semnalează momentul în care se necesită această irigare. Avem o astfel de proiect deja asamblat în hol jos. Așa. De asemenea, avem aici încă un instrument pe care foarte mult îl iubesc copiii, este Makey Makey. Aici folosim, îmbinăm știința cu arta. Avem țintă. Deci, respectiv, se pot implementa iarăși din nou diverse proiecte care favorizează într-un fel dezvoltarea competențelor digitale și nu numai ale elevilor. La fel mai avem aici adafruit flora. Ei mai au o zuloară un pic mai micuță, este adafruit gema. Cu ei, aceste plăcuțe foarte mult de microcircuitele respective sunt atrase, reprezintă o atracție, de fapt, pentru fetițe, datorită culorilor, ei fac broșe,
patru țări. Aceste microcircuite au foarte multe, foarte multe sensuri incorporate aici. Avem, putem face termometre, emite anumite sunete, se aude de pe ceva. Avem orientarea în spațiu, X, Y, și încă multe alte componente care ar putea să ne putem utiliza în cadrul proiectelor pe care le dezvolteam. De asemenea, avem aici Matrix Creator, care a fost dezvoltat special pentru Raspberry Pi. Este un microcircuit care permite dezvoltarea competențelor digitale a elevilor deja de o vârstă mai mare. El poate fi, Raspberry Pi se incorporează în PTOP computer. Iată, noi aici avem un astfel de model, el este aici. Iarăși, din nou, asta ne oferă posibilitatea de a implementa proiecte deja mai sofisticate, implicând atât tehnologia, arta și educația, știința. La fel, avem aici Arduino. Să știți că elevilor foarte mult le plac aceste tipuri de microcircuite. Cu ajutorul lor, chiar de la prima lecție, elevii când vin și programează în Scratch un buton, îl acționează, luminează un LED, deja ei sunt entuziasmați și vin cu mare plăcere la următoarea lecție. Se fac diverse aplicații, atât girofar, semnal alarme pentru ușă, sonerie, deci sunt foarte mulți senzori de mișcare, de temperatură, giro și mai departe. Deci eu vreau să zic că implicarea tuturor acestor microcircuite în cadrul orilor ne permite elevilor să înțeleagă mai ușor unde se aplică în viața de zi cu zi cunoștințele acumulate la școală. Deci, asta este așa. Vreau să spunem că pentru a începe un laborator clasa viitorului în școală, asta este filosofie studiană, că schimbarea începe de la o clasă, clasa viitorului, unde școala își alege dintr-o gamă de 37 de tehnologii diferite. După cum cunoaștem, abilitățile digitale, creative, sunt în top abilități ale acestui secol. Și dacă nu v-am convins, atunci să știți că prietenii noștri din Estonia ne-au zis, ok, e scump să implementăm tehnologii. Și au zis, nu, unele din aceste chestii costă 400 de lei, deci un sensor care sunt tehnologii foarte accesibile pentru școală. Și acum vă invităm ca să explorăm și celălalt spațiu, să mergem cu noi în tur. Observați că aici avem două zone, comunicăm și creăm. În aceste zone explorăm învățarea interactivă ușoară, individuală, bazată pe jocuri, pe utilizarea propriilor echipamente, atât telefoane cât și tablete. La fel, avem o zonă de... Da, vă invit să faceți și poze, vă rog. Avem o zonă în care am pus chroma key. Treceți, vă rog frumos. Da. Încercăm în această zonă să învățăm elevii să se manifeste creativ. Să-și facă singuri bloguri, să-și facă singuri poze, să le editeze, redacteze, etc. Iar după ce faceți poza... And over there you can see the technologies. Yeah, virtual reality, photo video editing. Așa. Și le vedeți și pe masă. Da, și le vedem și pe masă. Ochelarii VR. Și
dronele. Exact, și vedeți și brandurile cu care noi lucrăm, partenerii tehnologici, sunt partenerii recomandați de UC Classroom Lab, de Rumexei de la Dumnezeu, la care Moldova de Rad am întreptat cu această rețetă. Am făcut poza, da? Acum haideți să mergem în sala Technologies. Da, doamna Oxana nu era? Ok, haideți în cealaltă sală, doamna Oxana, în cealaltă sală, da? Poftiți. Așa, n-am... Ce să faci? Da, facem în celelalte. La alt stand. Da, avem... Înțeles, doamna. Aici avem ceea ce numim munca sau educația tehnologică. Este o recomandare de la să facem așa numite de maker space sau fablabări în școli și fablabări. Este o recomandare anul trecut, pe perioada COVID. Aici avem tehnologie de robotică, cum de știți, cam implementat în 200 de școli. Este cea mai accesibilă tehnologie pentru a face de lucruri cu programare. Se predă cu toate dreptele, sunt 80.000 de copii și 200 de școli care au cursuri de robot cu calitate de robot funcțional sau sunt exact curricular. Stimați oaspeți, deci aici avem echipamente robotice din categoria EV3 și AMBOTS. Aceste dispozitive au dat un suflu nou lecțiilor, deoarece se integrează ușor în curricula noastră școlară. Eu, ca și profesor de fizică, utilizez cu succes roboții EV3 pentru a preda concepte care până la venirea acestor echipamente erau mai mult la nivel de teorie, deci cumva laboratoarele școlare sunt un pic limitate în predarea a foarte multe concepte, iar roboții de tip EV3 au venit să lărgească orizontul de predare. Putem utiliza roboții la predarea conceptelor, cum ar fi mișcare uniformă, mișcare variată. Am determinat în cadrul unui proiect STEAM, cea mai nouă direcție a curriculei școlare, dependența coeficientului de frecare de o anumite suprafețe, lucru care până acum a fost făcut așa mai tradițional și mai puțin interactiv pentru copii. Avem aici un dispozitiv, este un roboțel care de fapt emite un spălător de podea, este creat de către copii de vârstă clasa 5-a, 6-a și programat foarte simplu cu ajutorul softului EV3. Deci el funcționează exact așa cum sunt aceste aspiratoare acum moderne care ne fac curățenie atunci când noi suntem la serviciu. În momentul în care va detecta careva praf, gunoi de pe suprafață, deci... Da, deci sunt create de copii din instituția Petre Ștefănucă Ialoveni și cumva ne distrează, dar și dezvoltăm gândire critică, gândire creativă, gândire algoritmică, pentru că realizarea unui astfel de dispozitiv necesită careva abilități de gândire algoritmică, de unde pornesc și unde ajung cu ceea ce doresc eu să finisez. Doamna Loga, aici în spate avem și un digital. Da. Da, 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 imediat. Da, lucrează. Da, așa. Foarte bine. Avem microscopul digital. Știu că este o școală de la sud care au niște melci care îi folosesc pentru orele de biologie și urmează. Da, deci noi avem și în instituția noastră avem astfel de echipamente digitale. Deci este un dispozitiv care este utilizat mai mult în cadrul orilor de biologie pentru că dumnealor au nevoie de explicații a microlumii. Deci macrolumea o poate vedea toată lumea, dar microlumea este un pic mai greu de perceput. Ceea ce vedeți aici la ecran, avem secțiunea unui mugure floral foarte mic și aici copiii pot să vadă, da, deci toate componentele mugurilor și nu doar să-și imagineze cum ar arăta acest lucru, dar au opțiunea să vadă, iată, și cum de fapt, sau care este structura acestuia. Așa, și acolo ce mai avem? Doamna Adriana, am să vreau să vă apropiați de colțul mesei, să găsiți săgeata în sus de la colțul mesei din partea cealaltă, nu pe computer, dar la masă, și să apăsați pe ea, în colțul celălalt. Da, da. Acolo. Aici, săgeată în sus. Așa, și în sus.
Iată încă un aspect interesant al mobilierului care permite funcționalitatea în sus, în jos a mesei profesorului, unde activitatea pentru elevi și aici, doamna Olga, ne povestiți, avem zona pentru ingineri, este un makerspace sau Fab Lab. Alex, o vadă colegul nostru, vă povestește despre screen printerul 3D și... Alex. Vreau să vă prezint, spunem așa, micul nostru club ingineresc sau atelierul nostru de învățare. În primul rând, am venit aici cu scopul să prezint cum lucrează un 3D printer și, într-al doilea rând, cum am putea noi să ajustăm elementele, să spunem așa, instrumentele, pentru a face ca detaliile să lucreze, să lucreze reciproc. Ca de exemplu, aici avem un mecanism de ceas care nu chiar funcționează cum trebuie, însă noi mai rămâne să-l ajustăm. De asemenea, noi promovăm lucrul în echipă, pentru că doar în echipă putem să dezvoltăm noi etape în domeniul ingineresc. Și cum se spune, inginerii vor schimba lumea. De astfel și noi încercăm de la început să mergem prin proiectul de proiectare, prin conceptul de proiectare, ca mai apoi aceste obiecte să devină realitate. Din păcate, 3D printerul este doar un mecanism care ne ajută, de ce noi mai des folosim numai așa, instrumentele clasice, adică, de exemplu, nu într-un detaliu, în alt detaliu și mai puțin în roade sau în cutie. Și aș putea să vă mai spun. Adică 3D printerul folosește un fel de cerneală care se numește filament. Sunt diferite tipuri de filament, însă cel mai popular, îl folosim chiar astăzi aici, se numește acid polilactic, adică prescurtat se numește PLA. De asemenea, noi putem să avem și alt tipuri de filamente, cum este ABS-ul, însă el degradează foarte ușor din cauza umidității din aer. De ce? Deci este un filament ecologic. Optim, da, este un filament care degradează cu timpul. De exemplu, sunt unele filamente care degradează sub lumina ultravioletă. De asemenea, de ce? Mulțumesc, aici, mulțumim. Mulțumim. Remarcă, aici, remarcă. Să fim în sală, inovăm și explorăm. Pe lângă programele care le avem în cadrul Centrului Național de Inovație Digitale Clasa Viitor, destinate studenților, dar și cadrul didactice, realizăm și diferite școli de vară, tabere de vară și am dat și o denumire, tabără altfel. Acum, la moment, la finele tabere, tot timpul m-a interesat de un feedback. Și am întrebat copiii, ce v-a plăcut cel mai mult? Știi ce mi-au răspuns fetele? Am rămas chiar mirată foarte mult. Mi-a plăcut cel mai mult robotica. Și am zis, generația de astăzi este cu totul altă. Eu vreau să zic că, de fapt, robotica este așa numită. Fetele au spus. Deci nivelează decalajul între fete și băieți, pentru că chiar noi avem cercetări la capitolul ăsta, noi implementăm robotica din clasele primare, exact. Și numărul fetelor interesate în robotică crește exponențial. Și atunci fetele nu se tem de tehnologie și de o carieră în inginerie. Și acum vă invităm să explorăm multe. Exact, noi ne temem. Ei mult mai ușor depășesc bariera psihologică prin aceste. Nu, e bun. Avem 37 de tehnologii, astăzi vedem un selectiv și vă mai evităm. Asta e un lucru interesant. Deci, aici avem un laborator de show one more. Pare așa o șterie minusculă, dar este un laborator dotat cu câțiva senzori, chiar foarte mulți, aș zice. Se conectează foarte simplu prin Bluetooth la telefon. La moment, el va măsura umiditatea, deci în această încăpere, și eu, ca și profesor de fizică, dacă la moment avem 38% umiditate în această sală. Este bine să vă rog? Este bine, este bine. Pot să-mi aleg tipul de date pe care eu vreau să le colectez. Aceste date se transferă în tabele Excel, se transmit copiilor, iar copiii deja prelucrează datele și analizează în dependență de ceea ce avem noi. De ce este, cu ce copii? De ce vârstă ați lucrat cu aceste? Ele pot fi adaptate pentru orice categorie de vârstă, pentru că principiul de funcționare este simplu. În curicula noastră școlară le utilizăm începând cu clasa a 10-a, deci au utilitatea în programul de fizică, pot fi utilizate
specializate și la biologie, dar și la geografie, în dependență de creativitatea și originalitatea profesorului. Și vedem că tehnologiile acum sunt intuitive și noi ne bazăm pe tehnologii de fapt intuitive. Iar acum, încă o dată, aș vrea să remarc că sunt toate brandurile, partenerii tehnologici cu care lucrăm pentru ca să aducem tehnologiile. E și asta important pentru că în Moldova, de obicei, școlile nu au acces să achiziționeze direct aceste tehnologii, iar Centrul Clasa Viitorului cumulează și facilitează școlilor să procure tehnologiile într-un mod centralizat. Asta este important să ne întâlnim. Haideți să vedem și ultima zonă, pentru că nu doar trebuie să avem mini-stație meteo, da? Poftim? E o mini-stație meteo. Da, deci măsoară foarte mulți parametri, dar și umiditate și alții, mulți alții. Dacă vă interesează, vă fac o demonstrare. Minunat. Mulțumesc frumos. Cu drag. Mai place cu interesă. Mi-a ținut frumos aici, că noi vorbim așa. Înregistrează Iată aici, poftiți. Este cireașa de pe tortă care da. Ziceam. Este studioul. Așa. Și pe promptere este scris aici. Poftim, 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 treceți dumneavoastră. Așa. Acum, stimați oaspeți, probabil simțiți și dumneavoastră după intensitatea sunetului sau întreruperea sunetului, pentru că ne aflăm într-un studio de înregistrări, unde au fost căptușiți pereții, tavanul și podelele pentru ca să poată avea loc înregistrările calitativ. Peste geam se află inginerul nostru de sunet, iar aici vom face tot felul de interviuri, podcasturi, vom realiza filmulețe video și scenarii de atât de învățare împreună cu elevii și profesorii, cât și relatarea proiectelor personale, atât a elevilor, cât și a profesorilor. Este de fapt un proiect media pentru de fapt, da, este un proiect media pentru educație, pentru toți, și profesori și elevi. Aici avem un prompter de pe care se poate citi orice text. În ultima vreme am avut proiecte diferite cu profesorii din Raioane, cum ar fi proiectul Ambasadorul Digital, și acolo am observat că profesorilor le vine greu să vorbească în fața camerei. Iar noi ne dorim să punem accent pe valoarea lor, pe individualitatea lor, pe munca lor. Și când mergem cu camera prin Raioane sau prin școli să-i filmăm, observăm dificultatea vorbirii în fața camerei. De aceea ne-am pus ca scop să achiziționăm așa un prompter, ca să le fie lor ușor să vorbească, în același timp să se focuseze, să se concentreze pe mesajul pe care vor să-l transmită. Acest prompter are și pedale de scroll down up a textului în sus și în jos. Nu le-am montat pentru ca să nu încurce la mișcare, că țin de fir. Iar acum aș vrea să conectăm aceste microfoane și prompter ca dumneavoastră înșivă să puteți să-l testați. Mihai, conectează. Mihai este responsabil de tehnologie la Clasa Viitorului, este parte din echipă. Aș vrea să subliniez, pentru că asta este ultim pe final de acest tur, să remarc că dacă la începutul Clasei Viitorului, investiția strategică a fost făcută de trei parteneri mari, Ministerul Educației, Păturii și Cercetării, care a investit aproape, să zic eu, 300 de mii de dolari în Clasa Viitorului, mesajul întâi, de colegii noștri de la Fundația Orange, care au investit un alt sumă la fel de impresionată de aproape 300 de mii de dolari și proiectul de competitivitate sau partenerii donatorii strategici, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Suedia și UK. Împreună noi am dezvoltat prima etapă, atunci a doua etapă și a doilea sub, a doilea etaj, a venit împreună la inițiativa universității, pentru că i-am zis că asta ne transformă universitatea, noi vedem viitor pentru sistemul
educațional, clasa viitorului este inima transformării digitale educației. Și doamna Barbăneagră a investit din bugetul universității, care este foarte mic, deci toate investițiile pentru dezvoltare au mers în acest etaj, clasa viitorului, peste 3 milioane de lei au fost investite de universitate în acest top, pentru că dumneavoastră zice că studenții care vin să învețe pedagogia, profesorii care vin la noi la formare continuă, trebuie să vadă învățământul altfel. Trebuie să vadă tehnologiile, trebuie să vadă o clasă a viitorului care, în curând, va fi o școală a viitorului. Scuze, în contextul ăsta, un exemplu, vă rog, eram la admitere, perioada de admitere a fost astea, și a venit, mama a venit cu băiatul să depună actele. S-a apropiat de masa depunerea actelor, la moment au discutat, nu știu ce, văd că s-au întors, m-am apropiat eu de ei să discut, am crezut că au depus deja actele. Și am zis, ce ați absolvit, unde ați venit, am zis că am venit la grafică, de design și mai departe. Și am zis, hai să merg să vă arăt clasa viitorului, din moment ce văd că sunteți interesați. Am mers, le-am arătat aici, eu am rămas mirați, i-am lăsat colegele mele, le-au condus. Și când mă, la un moment dat, vin și mă, ce fac ei? Ei au depus actele. M-am apropiat de masă și ce au făcut? Au depus actele. De fapt, ei nu depusesc actele. Clasa viitorului și cei ce au văzut aici i-a motivat să depună actele în original la universitate. Așa că eu gândesc că aici asta este viitorul universității și tot timpul zic de la o clasă viitorului înspre universitatea viitorului. Și acum vă invităm, Mihai, ziceți că lucrează microfoanele, da? So if you can get the microphones close, actually you work, Mihai told us they do work. Vorbim la microfoane, apoi mi se transmite la cameră. Un exercițiu. Da, putem porni prompterul? Vorbim la microfon și citim ce este pe prompter. Doamnelor și domnilor, clasa viitorului, învățăm altfel. Dacă îmi permiteți, vreau să folosesc acest prilej, aflându-mă acum în direct, având în vedere faptul că ne ascultă foarte multă lume de acum încolo, vreau să vă felicit pentru această minunată realizare, plină de simbolism, având în vedere că astăzi este și ziua profesorului, ziua mondială a educației, este o călătorie în timp pentru noi, o călătorie în viitor, deși scurtă, dar foarte, foarte, foarte interesantă. Vă mulțumim frumos pentru tot ce ne-ați oferit astăzi și pentru emoțiile astea pozitive și pentru regretele că nu mai suntem elevii de cândva. Mulțumim! Aveți un prompter fermecat, la cât a spus acum domnul ministru. Clasa viitorului. Învățăm altfel. Învățăm altfel pentru viitor. Vă mulțumim. Vă mulțumim. And I'm sorry, I will not be able to do it in Romania. It's very impressive, and thank you so much for showing me this facility. I'm really looking forward to see what the students will be able to do when they have been able to get access to technology like this. So thank you so much for this tour. It's extremely fun. Thank you for giving us this possibility. Yeah, just from USAID, you know, we're so grateful to be part of bringing technology to children across Moldova. And it's really about the partnerships involved, public, private sector, academia, obviously development partners, really bringing digital transformation to Moldova, to teachers, to students. It's really incredible to be sitting here in this opportunity. Clasa viitorului, învățăm altfel. Thank you. Thank you, dear partners, for everything. Doamna rector va starta acum. Să inaugurăm. Da, da. Digital, vom inaugura digital centrul Clasa Viitorului. After you. Da, s-a auzit. Mersi, Mihai.
Suntem în stare pandemică și am zis că ne dezicem de panglic, cu tăiatul și așa mai departe. Tehnologii ne oferă această posibilitate. Și acum o să încerc să inaugurăm această... Să prindem logo clasa viitorului. Primul lucru care o să zicem Hi Google. Hey Google. Hey Google. Oh, yes. Hey Google. Tenant clasa viitorului. Got it. Turning the class of Vitor Lui on. Oh. Opa. No. Repeat? Yes. Yes. Hey Google. Tenant class of Vitor Lui. Oh. Bravo. Okay. Turning on the class of Vitor Lui. Okay. Thank you. Da, that's it. Pass the protocol photo, please. We have a lot of big partnership. A big family of Plaza Vitorului. Now we invite everyone downstairs to have some remarks for the audience, for the teachers. It's a little class of Plaza Vitorului, it's a big class. Da, mulțumesc. Mulțumesc.
Stimate doamne președinte a Comisiei Parlamentare, doamna Liliana Nicolescu-Onofrei, stimate domnule viceprim-ministru pentru digitalizare Iureț Urcanu, mult stimată doamnă Adriana Cazacu, excelențe, parteneri strategici, stimați colegi. Am onoarea ca numele Comunității Academice a Universității Pedagogice de Stan de Ucreangă să vă salut și să vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a împărtăși bucuria succesului comun, deschiderea spațiului Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitor. Astăzi, de Ziua Mondială a Educației și Ziua Internațională a Profesorului, sunt onorată să fim împreună pentru a anunța extinderea Centrului Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitor. Deschiderea spațiilor noile Centrului Național al Educației Clasa Viitorului este un moment simbolic care vine în context cu cerințele societății, documentele de politici naționale și internaționale. Digitalizarea procesului de învățământ este o prioritate strategică la nivel național, iar transformarea digitală poate prezenta o soluție pentru provocările actuale care sunt în sistemul educațional național. Competența digitală presupune nu doar să folosești calculatorul, să navighezi pe internet, ea presupune un șir de componente de care trebuie să dea dovadă cadrul didactic. Este vorba de procesarea informației, comunicarea, crearea de conținut, siguranța, soluționarea problemelor prin intermediul tehnologiilor informaționale. Lansat acum 2 ani și jumătate, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație este motorul și platforma pentru formarea profesorilor, a managerilor din școli. În această perioadă am realizat un șir de activități la nivel național și spunem că Clasa Viitorului încurajează învățarea colaborativă și inovația digitală. Spuneam, doar în 2 ani și jumătate, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație a realizat diferite programe de robotică în peste 200 de școli. Future Classroom, Clasa Viitorului, este implementată, conceptul Clasei Viitorului este implementat în peste 40 de instituții de învățământ din Republica Moldova. Programul Național de Alfabetizare Digitală l-au realizat peste 31.000 de profesori din instituții de învățământ la toate ciclurile de instruire, educație timpurie, învățământ primar, gimnazial și liceal. Programul Ambasadorii Digitali a fost un program care a permis ca acest concept, filozofia Clasei Viitorului, să intre în toate școlile de învățământ din întreaga Republică. Suntem în Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, ne mândrim foarte mult că acest Centru Național de Inovații Digitale în Educație este în incinta, în incinta universității, iar deschiderea Clasei Viitorului a permis să reconceptualizăm în cadrul universității studiile, curicula universitară, iar în mod special cursul de tehnologii informaționale în instruire. În mod special, accentul l-am pus atât pentru studenții de la anul întâi, care realizează diferite cursuri tehnologii informaționale în spațiile deja amenajate pe care le-ați văzut, dar și cursul tehnologii informaționale în didactica școlară, care se realizează paralel cu cursul de didactică conform curriculum național. Inspirați din filozofia Clasei Viitorului, universitatea se dorește să extindă acest model în toate blocurile de studii universitare și deja am deschis Clasa Viitorului în alte blocuri universitare și cei ce ne propunem în mod special să transformăm universitatea trecând de la Clasa Viitorului într-o universitate a viitorului. Un lucru important cere să-l remarcăm aici, nu am fi reușit nimica dacă nu am fi avut parteneri fideli. Partenerii fideli în perioada aceasta au fost Ministerul Educației, a fost proiectul de competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, SUE de Marea Britanie, Fundația Orange Moldova este alături de noi dintotdeauna, Serviciul de Dezvoltare Liechtenstein. Importanță în această etapă, importanță în această etapă a fost și contribuția Ministerului Educației. O mare contribuție în acest sens l-a avut și doamna Liliana Nicolescu-Onofrei, care
pe, în perioada aceea a contribuit la semnarea memorandumului dintre toți partenerii strategici. Ne bucurăm, doamnă Nicolescu Onofrei, că împărtășiți această bucurie, pentru că este și meritul dumneavoastră cei ce am ajuns acum. Ofer cu mare drag cuvânt doamnei Liliana Nicolescu Onofrei, președinta Comisiei Parlamentare pentru Educație, Cultură, Cercetare, Tineret, Mass Media și Sport. Onorată asistență, în primul și în primul rând aș vrea să încep prin a spune un cuvânt de felicitare, pentru că suntem într-o instituție educațională și suntem în Ziua Internațională a Educației. Felicitări pentru toată comunitatea educațională din Republica Moldova, pentru toți cei care în fiecare zi vin cu emoții în fața elevilor, pentru toți cei care au emoții atunci când se gândesc la viitorul copiilor, respectiv felicitări tuturor dumneavoastră aflați aici în această sală. Este adevărat, uneori, o semnătură, o deschidere din partea unei instituții oficiale poate să sprijine, și încă o dată subliniez sprijine, pentru că meritul, de fapt, este al tuturor celor care s-au implicat în calitate de parteneri în acest proiect. Mi-a revenit această onoare în virtutea funcției de atunci, dar aș vrea să remarc cu multă satisfacție că, așa ca în multe proiecte sprijinite de proiectul de competitivitate, modul în care se realizează asemenea proiecte este, de fapt, un model în care ar trebui să se realizeze foarte multe activități în țara noastră. Nu întâmplător, probabil, spațiile pe care le-am vizitat noi astăzi și în care lucrează și vor lucra pedagogii și viitorii pedagogi, elevii țării noastre, aceste spații au cuvinte cheie, care după mine ar trebui să fie importante pentru toate instituțiile statului, nu în ultimul rând și pentru instituția pe care am onoarea să o reprezint, Parlamentul Republicii Moldova, pentru că aceste lucruri sunt absolut valabile și pentru noi în Parlament. Este important să explorăm, atunci când este vorba de creație legislativă, este important să explorăm experiențele altor state și aici avem modele de urmat din partea dumneavoastră, cei care au sprijinit acest proiect. Este important să dezvoltăm, să venim cu idei și proiecte pe care să le discutăm. Este adevărat că la partea de comunicare uneori se întâmplă că instituțiile statului mai și șchiopătează, dar nu în ultimul rând este importantă și partea de creație și inovare. Deci aceste cuvinte cheie cred că sunt importante pentru fiecare dintre noi. Încă un lucru esențial pe care aș vrea să-l spun, adresând mulțumiri tuturor partenerilor implicați în acest proiect, aș vrea să spun o frază pe care cu câteva minute înainte mi-a împărtășit-o domnul viceprim-ministru pentru digitalizare, atunci când discutam împreună cu Doina și dumnealui a zis haideți să discutăm și alte idei, este important să punem umărul. Este important să punem umărul cu toții, pentru că avem de făcut o acțiune comună pe oricare domeniu am fi implicați, este important să punem umărul pentru viitorul copiilor noștri. Și a pune umărul înseamnă a lucra în echipă, înseamnă a lucra împreună, înseamnă a inova, înseamnă a crea și înseamnă a găsi acele căi de comunicare care să mobilizeze în jurul unei idei bune o comunitate cât mai mare. Felicitări pentru această realizare, sunt onorată să fiu astăzi aici, în această zi specială. Încă o dată mulțumiri tuturor partenerilor, felicitări universității și mult succes în continuare. Iar noi, la rândul nostru, ne vom strădui să fim pe cât se poate de
sprijinitori pentru toate ideile bune, dar și să creăm și să inovăm, căci aceasta cred că ne lipsește pe multe paliere. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, onorată să fiu astăzi aici. A plasat competența digitală printre cele 10 competențe ale secolului 21. Centrul Național de Inovație Digitale Clasa Viitorului își propune a reconceptualiza sistemul educațional din Republica Moldova prin integrarea tehnologiilor digitale. Ne bucurăm enorm de mult că a venit să împărtășească această bucurie noastră comună și domnul prim-viceministru al digitalizării, Iureț Urcan. Vă oferim cuvântul. Stimată doamnă președinte, excelențele voastre, stimată doamnă rector, distinși colegi, în primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru această invitație de a participa la acest eveniment minunat de deschiderea clasei viitorului aici la Institutul Pedagogic de Stat Ion Creangă. Este o excursie în viitor, o călătorie micuță, scurtă, dar eu cred că pentru mulți este foarte simbolică, întrucât astăzi celebrăm Ziua Mondială a Educației și cu această ocazie dați-mi voie să felicit toți profesorii cu această zi și să le doresc multă, multă sănătate, multă, multă răbdare, multă, multă creativitate și vreau să le spun că misiunea lor nobilă, dintotdeauna nobilă, a fost cea de călăuză, cea de luminător a mai multor generații. Însă astăzi, pe vreme de încercare, pe vreme de reinventare, s-au redescoperit prin tehnologie, prin aplicarea acestor instrumente absolut inovative în procesul educațional. Ceea ce am văzut astăzi, în clasa viitorului, este de-a dreptul uluitor și este de-a dreptul un simbol al faptului că putem să inovăm în sectoare cum ar fi sectorul educației, de rând cu celelalte sectoare ingineriești, putem să apropiem tehnologiile de oameni, astfel punându-le în slujba noastră. Am învățat astăzi că și fructele și legumele pot cânta, am învățat astăzi că, spre deosebire de noi, cei care aveam un difuzor în formă de clopot cândva, care se conecta doar la sărbători și auzeam imnul sau mai auzeam o melodie, două, universitățile, școlile astăzi pot să aibă studiouri media, să aibă laboratoare de inovații proprii prin care să atragă copiii să inventeze, să genereze noi idei. Noi, ca stat, avem nevoie de aceste idei, de aceste experiențe unicale, pentru că ambițiile noastre este să stăm competitivi și nu doar să stăm competitivi, să accelerăm utilizarea tehnologiilor, să creăm locuri de lucru de profil IT, locuri de lucru inteligente aici la noi în țară. Și este absolut salutabil efortul dumneavoastră, doamnă rector, de a menține universitatea competitivă, de a atrage studenți ca să învețe aici în țară și să poată să inoveze de rând cu părinții lor, de rând cu viitorii lor copii și să învețe aceste bune practici.
Este o misiune a noastră absolut definitivă de a pune umărul, eu mă refer ca stat, de autorități, de a pune umărul la ceea ce ați prezentat astăzi dumneavoastră aici la Institutul Pedagogic de Stat, pentru a scala această experiență la o scară mai mare, la o scară națională, fiind într-o instituție de învățământ, fiind într-o școală astăzi, este o temă care mi-o eu temă pe acasă, ca să discut cu proiectele și cu partenerii cu care s-a putut realiza această clasă a viitorului, acest proiect minunat, pentru a vedea cum putem să scalăm această experiență, cum putem să deblocăm eventualele obstacole, cum am putea să le eliminăm împreună cu eforturi comune. Vreau să vă felicit încă o dată pentru această realizare frumoasă. Tuturor, Guvernul Suediei, Agenția pentru Dezvoltare Internațională a Statelor Unite, Guvernul Marii Britanii, Serviciile de Dezvoltare Liechtenstein, pe partea statului, Ministerul Educației, cu o atitudine absolut determinantă în ceea ce înseamnă utilizarea tehnologiilor în sectorul educațional. Partenerilor privați, este un exemplu frumos de colaborare dintre partenerii privați și sectorul asociativ și sectorul public. Mă refer aici la compania Orange, cu care avem și noi mai multe proiecte inovatoare de implementat, dar mă refer și la cei care astăzi ne-au demonstrat că putem utiliza tehnologiile lor transformaționale în educație, compania Google, pe care vrem să-i vedem mai mult, cu mai multă prezență și cu mai mare dăruire de sine în ceea ce înseamnă aplicarea tehnologiilor inovatoare pe care le oferă dumnealor și în alte sectoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate excepțională de a mă transpune în timp și am compara sentimentele de astăzi cu cele de atunci de când eram elev și de a stimula aceste sentimente duale și această invidie albă către toți cei pe care îi numim beneficiarii acestui proiect, pentru toți cei mulți, profesori și elevi. Vă mulțumesc încă o dată și la mai mulți și la mai mari. Centrul Național de Inovații Digitale, Clasa Viitorului, susține transformările educaționale prin implementarea tehnologiilor informației. La momentul actual, centrul are peste 42 de instituții pilot în întreaga țară. Ne dorim ca fiecare instituție de învățământ din Republica Moldova să fie o clasă a viitorului, pentru că după mine de aici va începe schimbarea claselor în școli ale viitorului. Cu mare drag vreau să invit în scenă pe doamna Adriana Cazacu, secretar de stat al Ministerului Educației și Cercetării. Stimată doamnă rector, stimată doamnă director, stimată doamnă președintă, excelențele voastre, doamnelor și domnilor ambasadori, onorată asistență, sunt onorată și în același timp bucuroasă să fiu astăzi alături de domniile voastre la inaugurarea, aș zice mai degrabă, la extinderea acestui proiect frumos care se denumește Clasa Viitorului. Vin cu un mesaj de salut prin care exprimăm și gratitudinea din partea Ministerului Educației și Cercetării, care a contribuit și el, într-o măsură, la elaborarea, la definitivarea acestui proiect. Denumirea este sugestivă, Clasa Viitorului. Ascultam antevorbitorii mei și mă gândeam că, mare parte, toți avem aceleași idei, aceleași impresii, exprimăm aceleași idei. Eu aș denumi această clasă sau aceste spații pe care noi astăzi le-am văzut clasa prezentului, pentru că ceea ce acum câțiva ani era viitor pentru unii copii, pentru unii studenți, a devenit prezent.
Și dacă domnul viceprim-ministru Țurcanu exprimă regretul pentru faptul că nu este elev și nu poate beneficia de aceste spații, eu mă declar onorocoasă și sper să pot activa în scurt timp, fiind profesoară, în asemenea săli, în asemenea auditorii, toate aulele universitare, toate clasele din toate școlile să fie la fel de dotate. Profesorii dintotdeauna au trebuit să facă față tuturor exigențelor timpului. Nu este deloc ușor, în special atunci când apar anumite perioade de criză, cum este pandemia. Dar aș zice că putem vedea și aici partea bună a lucrurilor, pentru că în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor digitale în educație, probabil pandemia ne-a propulsat cu câteva decenii. Încercam noi, profesorii, până nu demult, stângaci, să utilizăm fiecare în măsura competențelor, fiecare în măsura posibilităților aceste tehnologii. Însă pandemia, această perioadă, ne-a impus să ne ajustăm pașii din mers, să însușim cu o rapiditate de neimaginat toate aceste tehnologii și să le implementăm în continuare. Mă bucur sincer pentru toți beneficiarii acestui proiect, în primul rând, și sper ca în curând să fim cât mai mulți. Și bineînțeles că ar fi foarte frumos ca fiecare zi profesională, fiecare dată de 5 octombrie din an, să o marcăm astfel, să sărbătorim, inaugurând asemenea centre, asemenea spații educaționale. Felicitări tuturor partenerilor, felicitări tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și au reușit să transpună viitorul în prezent. La mai mari realizări! ‎70% din studenții Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă vin din zonele rurale. Ori tehnologia este un echivalator între zona urbană și mediul rural și dă șanse egale pentru toți. Primii care au crezut și au investit în dezvoltarea abilităților digitale, în programele STEM, în programe de robotică, în centre de inovații pe lângă universități, cum ar fi Zip House, TechWell, Centrul ArtCore pentru industrie creative și, bineînțeles, și Centrul Clasa Viitorului, au fost partenerii strategici Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, care mai bine de 10 ani investește în capitalul uman din Republica Moldova. Ori World Economic Forum spune astăzi că 50% din oameni din forța de muncă necesită reinstruire în abilități digitale din cauza tehnologiei sau datorită tehnologiei. Avem mult de muncit împreună. Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a investit peste 10 milioane de dolari în ultimii 10 ani în dezvoltarea capitalului uman din Republica Moldova. Cu mare drag, levit în scenă aici pe domnul Excelența sa, domnul Scott Hochlander, care este șeful misiunii USAID Moldova. Deputy Prime Minister, Excellencies. Domnule prim-ministru, excelență dumneavoastră, stimați director, colegi și, desigur, învățători și profesori incredibili, bună ziua, este o plăcere pentru mine să mă aflu aici astăzi. În opinia mea, într-adevăr, profesorii sunt eroii moderni. Și anume, petrecerea acestui eveniment în Ziua Mondială a Profesorului pentru a celebra tot ce fac dumnealor în Moldova, în toate orașele lumii și chiar în aceste timpuri foarte dificile, în timpuri de pandemie unde suntem acum. La fel este uimitor faptul că le putem oferi acele instrumente de care au nevoie.
Aceste facilități sunt incredibile. Eu am venit în ultimii 2 ani aici des și de fiecare dată când mă întorc încoace, văd această schimbare, văd această motivație, văd că sunt dezvoltări și mai mari. Și, într-adevăr, văd că este o mare artă. Stimate domnule prim-ministru, nu sunt sigur dacă vreau să fiu și eu elev sau student, dar, într-adevăr, mă temeam că o să fie un test la sfârșit când lucram cu această tehnologie. Este uimitor faptul că copiii care trec prin acest proces educațional se simt foarte confortabil cu această tehnologie, se inspiră din această tehnologie, ei văd viitorul prin această tehnologie. Și asta contează. Anume, noi le oferim oportunitatea din partea USAID să fie gata să reușească. USAID suportă, susține clasa viitorului în această transformare sistemică a sistemului digital al Moldovei și a economiei Moldovei. Și fiind acesta al treilea eveniment în ultimele câteva săptămâni, eu cred că asta demonstrează angajamentul USAID pentru digitalizare, pentru sistemul, sectorul ICT și cred că același angajament la nivel de guvern să fie parte a acestui proces. Noi ne mândrim că suntem aici și cu siguranță abilitățile digitale și capacitățile digitale pregătesc copiii și studenții pentru viitor. Sistemul educațional trebuie să se adapteze pentru ca să corespundă cu cerințele pieței muncii curente, să ofere oportunități pentru această dezvoltare eficientă a forței de muncă. Eu acum știu că undeva 9 din 10 locuri de muncă necesită abilități digitale și tinerii trebuie să fie gata să îndeplinească aceste cerințe. Noi, într-adevăr, ne bucurăm că suntem parte a acestei creșteri a industriei ICT. Aceste tehnologii includ diferite părți ale tehnologiilor pentru a fi competitive. Eu cred că în Moldova noi putem să începem acest proces. Acest proces începe aici în clase, începe cu învățătorii, cu profesorii, cei care pot să transmită această volum mare de cunoștințe copiilor și studenților. Și eu sunt sigur că și copiii și studenții simt creșterea aceasta rapidă a economiei Moldovei și ei trebuie să fie rezilienți și pregătiți pentru viitor. Din păcate, acum, în această perioadă de pandemie, ne este dificil, dar vedem valorile viitorului. Este vorba de parteneriate. Eu cred că a spus fiecare acest lucru. Acesta și este mesajul pe care l-am auzit eu și este mesajul pe care vreau să-l transmit eu. Nimic din acestea nu ar fi fost posibil fără acest angajament al parteneriatului public-privat cu Ministerul Educației, cu Ministerul Digitalizării la moment, USAID, Suedia, care este partenerul nostru, și partenerii noștri privați, cum ar fi Fundația Orange. Noi toți împreună ne angajăm să promovăm mai departe acest proces. Noi vedem că această sumă este de 1,8 milioane cu contribuția de la USAID, Suedia și Marea Britanie. Din partea USAID vreau să felicit Universitatea Ion Creangă pentru liderism și clasa viitorului pentru această abordare vizionară și pentru angajamentul de a promova mai departe sistemul educațional și mă bucur să văd cum se dezvoltă acest centru și cât de mare lider a devenit acest centru. Într-adevăr, într-așa o perioadă scurtă de timp este extraordinar ce s-a realizat și noi vrem să ne asigurăm că și mai departe o să asigurăm oportunități pentru sistemul digital. Investițiile în educație sunt niște investiții foarte deștepte pentru orice națiune. Este ceea ce va continua să facă USAID și mai departe. Și încă o dată vreau să vă felicit. În primul rând, vreau să felicit profesorii care sunt cei care implementează aceste lucruri, cei care fac schimbările acestea pentru toți elevii din țară. Suedia este în top 3 cele mai digitale economii din Europa
și este un partener strategic Clasa Viitorului. Ori ambasada Suediei a primit cu urări de bine echipa națională de robotică din Moldova, care s-a întors cu medalii de aur de la competiția globală de robotică. Cu mare plăcere o invit în scenă pe excelența sa, ambasadoarea Suediei, Katarina Frid. Your Excellencies, Chairwoman of the Parliament. Dragi, stimată președintă a Comisiei Parlamentare pentru Educație, stimate deputați, viceministru pentru digitalizare, secretarul Educației pentru Educație și Cercetare, dragi parteneri și stimată rector. Bună ziua, sunt încântată să celebrez împreună cu dumneavoastră Ziua Internațională a Profesorilor, alături de dumneavoastră în cadrul Centrului Clasa Viitorului din Chișinău. Fiind o mamă a trei copii și fiind în mai multe țări, am studiat diferite modele de educație și am văzut că se încearcă o remodelare a spațiului de învățare pentru a utiliza la maxim tehnologiile oferite de IT. Astăzi eu sunt în stare să văd și eu cu ochii mei că viitorul face parte din sistemul educațional din Republica Moldova și văd că viitorul într-adevăr este deja aici. Trebuie să recunosc că eu am fost foarte impresionată de ce am văzut și chiar mi-ar plăcea să-i văd și pe copiii mei beneficiind de ceea ce aveți dumneavoastră aici și poate pe viitor chiar o voi face. Clasa Viitorului este într-adevăr un mediu cu adevărat interesant și care stimulează învățarea. Nu doar copiilor le vor plăcea să studieze, dar și profesorii își vor dezvolta competențele pentru a dezvolta la maxim tehnologiile tech. Suedia, împreună cu partenerii USAID și Marea Britanie, sprijină educația STEM în Republica Moldova, începând cu programele de robotică, dezvoltare de web, programare și are ambiția de a extinde rețeaua Clasei Viitorului la nivel de țară. Datorită profesionalismului și angajamentului colegilor noștri din cadrul proiectului de competitivitate și angajamentului și pasiunii profesorilor talentați, peste 26.000 de băieți și fete au beneficiat de programe educaționale STEM pe parcursul ultimilor 5 ani. Este absolut uimitor că dumneavoastră lucrați spre a sparge stereotipurile de gen, pentru că 40% din fete au îmbrățișat activitățile STEM. Vreau să mulțumesc Centrului Clasa Viitorului și Universității Pedagogice pentru a crea un spațiu de întâlnire creativ pentru toți cei care lucrează și învață. Felicitări și mult succes! Și pentru că tehnologiile se schimbă în fiecare săptămână, în fiecare zi, chiar de nu, poate și în fiecare minută, nu puteam realiza Clasa Viitorului fără un parteneriat cu sectorul privat. Îi avem alături de noi ca parteneri strategici pe Fundația Orange, care a investit și a ajutat la remodelarea sau tirajarea laboratorului Clasa Viitorului în 42 de școli, în 22 de localități rurale, inclusiv din Republica Moldova. Îl invit alături de mine pe CEO Orange Moldova, domnul Marius Gața. Dear Madam Chairwoman, Deputy Prime Minister, Minister... Stimată doamnă rector, stimate domnule ministru, excelențe, parteneri, bună ziua! Este o plăcere enormă să fiu astăzi alături de dumneavoastră și ceea ce văd eu aici, nu pot decât să subscriu la ce s-a menționat mai devreme. Într-adevăr, sunt impresionant, fiind și eu un tată de trei copii, mi-ar plăcea într-o zi să beneficieze și copiii mei de astfel de medii. Incluziunea digitală și în educația rămân o prioritate pentru Orange Moldova și Orange ca grup, deoarece acesta este o parte foarte importantă din strategia grupului, angajamentele pentru 2025. Calitatea digitală în țară, extinderea acestora prin intermediul rețelelor noastre, proiectelor noastre, proiectelor sociale, produselor sociale, pentru a-i aduce la clienții noștri, contribuie la dezvoltarea societății ca un tot întreg. Vorbind despre
societatea, noi implementăm proiecte nu doar pentru sistemul educației, dar și pentru femeile în situația de necesitate, pentru persoanele în vârstă, pentru grupurile de vârstă, pentru diferite grupuri de vârstă și de activitate și pentru antreprenorii care își lansează activități. Sunt onorat să particip astăzi alături de dumneavoastră la această inaugurare a centrului Clasa Viitorului, laboratorul Clasa Viitorului, aici în incinta Universității Pedagogice, unde Orange a investit pentru a crea o rețea pentru a dezvolta, aduce sectorul educației la un alt nivel. Aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a-i mulțumi Ministerului Educației și Cercetării USAID, Marii Britanii, Suediei, LED, pentru colaborarea dumnealor reciprocă, pentru fidelitate și pentru a lucra în obiectivul de a aduce digitalizarea în educație în Republica Moldova. Orange va continua să fie un partener de încredere al societății din Republica Moldova și să dezvolte competențele digitale pentru diferite segmente, atât în programele existente, cum ar fi centrul digital al femeilor sau Hub Lab Solidaritate, dar și implicându-se în noi proiecte din viitor. Vă mulțumesc foarte mult și succese în continuare! Clasa Viitorului este despre parteneriate și la una din ședințele cu partenerii de dezvoltare, de fapt la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în acel timp, am făcut cunoștință cu colegii noștri de la Liechtenstein, de la LED, care au zis că nu este interesant ceea ce faceți voi acolo la Clasa Viitorului, vrem să venim și noi, parteneri. Și a fost foarte important pentru că ei completează într-un mod organic investițiile noastre în aspectele de digitalizare și tehnologii digitale. Ori ELED, Liechtenstein, vine ca să completeze cu noi metode de predare și învățare axate pe elev, care este foarte important să avem și spațiul de învățare și tehnologiile și o nouă metodă de predare. Invit în scenă alături de mine pe Oxana Păverjuc, LED. Onorată asistență, stimate domnule viceprim-ministru, stimată secretar de stat, doamnelor și domnilor, sunt onorată să fiu alături astăzi de echipa Universității Pedagogice Ion Creangă și a Centrului Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, pentru a celebra rezultatele frumoase obținute ca rezultat a unui parteneriat durabil între Guvernul Republicii Moldova, partenerii de dezvoltare și partenerii privați și Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Ne bucurăm enorm să urmărim transformarea vertiginoasă a centrului care a reușit într-un interval atât de scurt să atragă investiții importante pentru a-și extinde serviciile prin lansarea unui nou corp de spații de învățare. Ca urmare a vizitei de mai devreme și a prezentărilor colegilor noștri, pot afirma cu certitudine că centrul găzduiește un ecosistem de educație digitală de înaltă performanță. Astfel, mai mulți studenți și mai mulți profesori vor avea mai multe oportunități de a experimenta și explora scenarii de predare, de învățare și evaluare inovative, centrate pe elev, folosind tehnologii digitale cu un impact transformativ asupra tuturor celor implicați în proces. Pandemia de COVID-19 a scos în evidență anumite provocări ce țin de capacitățile digitale ale instituțiilor de educație și de formare, precum și a scos în evidență provocările de formare a cadrelor didactice și de nivelurile de aptitudini și competențe digitale. Pandemia a accentuat necesitatea și importanța
modernizării programelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice. Chiar dacă în perioada 2015-2016 mai multe cursuri au fost elaborate, totuși puține au fost implementate. Îmbunătățirea educației și formării profesionale a cadrelor didactice rămâne o prioritate pentru Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein și parcursul acestor 2 ani și jumătate împreună cu Centrul Național de Inovații Digitale Clasa Viitorului am lucrat și am elaborat un program inovativ de formare și de dezvoltare a competențelor digitale axat pe un nou concept educațional, pe metode pedagogice inovative centrate pe elevi. Credem cu fermitate că dezvoltarea astfel de programe va permite dezvoltarea capacităților digitale a profesorilor și încrederea acestora în a utiliza inovațiile digitale la clasă, care va contribui la eficientizarea calității educației și la pregătirea unei noi generații de tineri cu gândire creativă, progresistă și cu competențe adaptate necesității secolului 21. Profit de acest prilej de a reitera continuitatea suportului nostru și în a forma echipa, în a crește competența și în a diversifica programele de formare continuă dedicate profesorilor din toată țara. În numele echipei vă dorim inspirație, creativitate, parteneri de încredere, proiecte noi și vă felicităm încă o dată pentru realizările frumoase, la mai mult și la mai mare. Sunt onorată să fiu alături și vă mulțumesc mult! Este o ușurare să vedem că tehnologia de fapt lucrează, da? Și pentru că clasa viitorului este conectată la 30 la o inițiativă bazată în Bruxelles, care are exact așa un centru model, de reper, un reper de învățare și de inovare pentru toată Europa. Sunt 32 de ministere a educației din Europa care inovează împreună. Îl avem alături pe noi într-o conexiune virtuală pe colegul nostru de la Future Classroom Lab din Bruxelles, Bart Verswijel. Bart, are you with us? I am. I hope you hear me fine. Hi. Can you confirm? Yes, we can hear you. Okay, perfect. So, perfect, foarte bine. Da, într-adevăr, eu sunt foarte, foarte, foarte onorat și foarte, foarte bucuros să fiu împreună cu dumneavoastră. Din păcate, nu este posibil fizic, dar sper că într-o zi va fi și astfel de posibilitate. Îmi amintesc că am fost foarte impresionat de faptul că am văzut ce ați creat dumneavoastră până acum și am văzut o parte din turul dumneavoastră ghidat. Mi-ar plăcea odată să vin și eu să văd cu ochii mei ce ați creat dumneavoastră
și la ce ați contribuit dumneavoastră. Aș vrea să repet cuvintele antevorbitorilor, pentru că unii dintre dumnealor au spus că este un moment foarte frumos să se celebreze Ziua Internațională a Educației, deschizând un astfel de centru. Din păcate, eu nu sunt în centrul din Bruxelles pe care dumneavoastră l-ați menționat. Din păcate, eu lucrez, sunt la moment de acasă, pentru că școlile sunt închise în Belgia, dar sper că în curând ele vor fi redeschise și vom putea celebra evenimente acolo. Deci, după cum ați menționat, centrul FabLab, centrul din Europa aduce împreună 32 de ministere, este un centru de învățare și predare. Noi acolo sprijinim, acordăm suport, lucrăm împreună cu școlile, cu profesorii, dar și cu, în genere, mediul și economia, cu diferite sectoare. În 2012, rețeaua europeană a creat un laborator al clasei viitorului în Bruxelles și suntem atât de bucuroși că de atunci atât de multe școli din diferite țări au dezvoltat valori, au preluat valorile și le-au dezvoltat, le-au reimplementat în țara lor. Cel mai important este că nu s-a creat o copie, nu s-a făcut o copie, ci din contră s-a dezvoltat ceva ce va avea logică în contextul lor și dumneavoastră și va ține cont de realitatea dumneavoastră. Filosofia este aceeași, însă ține cont de realitatea din țara unde este deschisă. Am văzut în mai multe locații astfel de centre și mai multe țări, da. Mă bucur de ocazia să fiu alături de dumneavoastră, chiar și virtual. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că organizarea este atât de puternică și aveți toate criteriile în vizor pe care și noi le-am avut atunci când am lansat această inițiativă în Bruxelles. Atunci când am lansat această inițiativă, noi am ținut cont de două aspecte. În primul rând, am utilizat spațiul, la fel ca și dumneavoastră, ca o sală de clasă, ca o încăpere unde avem elevi, studenții care veneau și profesorii care veneau pentru a preda, dar în același timp am creat acel spațiu pentru a promova ceea ce noi am numit pedagogia învățării active, adică o învățare bazată și centrată pe student, unde studentul, elevul sunt creatori, unde ei învață prin acțiune și au posibilitatea să învețe și mai multe. Ținând cont de această abordare, noi am creat acest spațiu care promovează diverse oportunități. Nu este o dimensiune care să se potrivească pentru toți, așa cum noi avem în mediile tradiționale, pentru că mediile tradiționale, de regulă, sunt destul de limitate. Deci, în cadrul instruirilor noastre, noi am vrut să prezentăm și să demonstrăm care este conceptul acestor spații și să demonstrăm că are un impact enorm. Noi nu suntem doar agenți ai schimbării și aceste săli, noi nu sunt doar agenți ai schimbării, dar au un impact extrem de mare. Noi nu am pornit doar de la... Noi am vrut să spunem că nu cumperi o clasă a viitorului, ci trebuie să fii tu însuți o clasă a viitorului, creând diferite tipuri de comportamente, diferite tipuri de paradigme, diferite tipuri de paradigme atât pentru profesori cât și pentru cei care învață. Acesta a fost primul nostru obiectiv care ne l-am propus în față pentru a crea un astfel de spațiu să inspirăm lumea educației și să promovăm, exact cum ați demonstrat în film, mulețul dumneavoastră, să promovăm ideea învățării, pentru că noi toți ne propunem să învățăm, să promovăm valorile pedagogice, conceptele pedagogice pe care am dorit să le facilităm. Deci, cam ceea ce eu spun acum, dumneavoastră deja cunoașteți foarte bine, deoarece realizați în practică foarte bine. Michael, Bart, puteți să ne spuneți cum COVID-ul a afectat conceptul clasa viitorului de la dumneavoastră din țară? Care au fost implicațiile aici? Da, într-adevăr, a fost o provocare. Dacă aș putea să fac un rezumat pe scurt, noi am lansat câteva inițiative pentru a aduce împreună o comunitate de învățare în diferite moduri, dar nu avem un manual. Ceea ce eu vroiam să zic mai devreme este că noi suntem bucuroși să promovăm acest tip de învățare, unde noi creăm școala ca un fel de spațiu de lucru, unde noi toți colaborăm și
lucrăm împreună și această situație impusă de pandemie nu mai este posibil. Deci provocările cu care ne confruntăm sunt destul de mari, mai există și provocări din punct de vedere tehnic, pentru că e ceva cu ce, dar este o barieră pe care multe școli au depășit-o. Deja noi suntem mândri că noi reușim să ne conectăm la elevii noștri care nu trebuie să se deplaseze la școală, ci pot să rămână acasă, dar alte provocări sunt de ordin social și emoțional al învățării și mai este și învățarea pedagogică. Este ceva ce noi nu ar trebui să neglijăm, deoarece trecând la învățarea de la distanță, trebuie să ținem cont și de calitatea învățării și de învățarea activă pe care eu am menționat-o. Trebuie cumva să fie pusă în aplicare. Chiar acum, când noi vom readuce elevii noștri în școli, școala nu mai este aceeași. Este deja un mediu COVID care este în continuare prezent. Există un pericol de a reveni la mediile tradiționale. Și este lucrăm asupra depășirii acestei probleme, dar este un efort comun. Pentru că dacă ești impus să treci la învățarea de la distanță, noi să nu uităm de ideea clasei viitorului care trece dincolo de pur și simplu predare. Nu se limitează doar la predare. Bart, vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult, Bart, că v-ați conectat și ați fost alături de noi astăzi. Așteptăm cu nerăbdare să vă vizităm în Bruxelles, așteptăm cu nerăbdare dumneavoastră să ne vizitați aici și ne bucurăm că clasa viitorului este conectată la rețeaua europeană a claselor viitorului, deoarece beneficiem astfel de o resursă de cele mai bune inovații. Și după cum am spus, noi ne adaptăm, am adaptat aici viziunea Republicii Moldova, am adaptat-o la filosofia și conceptul clasei viitorului. Vă mulțumesc foarte mult. Acum ne vom conecta la școlile din zonele rurale pentru a demonstra că noi ne putem conecta la școli de aici și clasa viitorului șterge frontierele și hotarele. Cu școala Liceul Ștefan cel Mare din Taraclia, raionul Căușeni, cu doamna Pelageia Traci. Doamna Pelageia, sunteți cu noi? Bună ziua! Bună ziua, vă salutăm! Cu prezență fizică și virtuală, ne aflăm în clasa viitorului din Liceul Ștefan cel Mare și Sfânt, statul Taraclie, raionul Căușeni. Clasa viitorului este un spațiu digital prin abordare inter- și transdisciplinaritate cu echipamente digitale, încercăm să învățăm altfel. Clasa viitorului pentru noi este o continuitate a pilotării proiectului One-to-One Computer, a proiectului Robotică Educațională. De aceea voi da cuvânt elevilor și cadrelor didactice. Voi începe cu echipa Ștefăniei, care programează roboți. Elevii frecventează cu mare interes orele cercului de robotică. Fiind o disciplină a viitorului, le dă posibilitatea să-și pună în practică cele mai inovative idei. Dar totodată le ajută și în cadrul celorlalte ore să devină orele mai atractive și mai interesante. Construind roboți, noi explorăm trecutul, prezentul și viitorul. Aici noi devenim mai creativi și dezvoltăm abilitatea de a lucra în echipă. La educație tehnologică am studiat drumul pânii. De aceea am construit această combină. Am programat combina cu ajutorul programului care am elaborat-o eu. La robotică am construit un avion pe care l-am inventat. Personalul poveștilor de azi sunt obozoții care și se mișcă pe un traseu și iau după un traseu desenat de noi. Așa,
Așa vorbești mai departe. Inspirat de lectură despre dinozauri, care au trăit cu milioane de ani în urmă, am hotărât să construiesc un dinozaur. Acesta este un robot de tip Bibotri. Funcția lui este de a mișca obiecte de greutate mare. Atât a avut ne spune cei pasionați de programare. Sunt micuții din clasa a doua. Clasa viitorului este un laborator de cercetare, de creare, de inovare, de comunicare și de explorare. Elevii de la treapta primară, de asemenea, frecventează clasa viitorului și studiază la diferite discipline tehnologiile informaționale. Baza acestor tehnologii a fost pusă la educația digitală. La alte discipline vă vor spune copiii. Nu la știință am studiat tema plantele cultivate și necultivate și am fost curios să vedem din ce e compusă o frunză la microscopul digital. Și la disciplina proiecte tematice am studiat o frunză la microscopul digital pentru că studiem tema plantele. Imaginile cu celulele unei frunze se păstrează într-un album. Clasa viitorului a învățat lucrul în echipe și am devenit să fiu creativ. Deci continuăm cu frumusețea prin utilizarea tehnologiilor informaționale la lecțiile de matematică. Matematica este o disciplină puțin mai complicată și datorită tehnologiilor și diferitor aplicații digitale, ne străduim să o facem cât mai atractiv pentru ele. Tehnologiile și aplicațiile utilizate în cadrul orelor de matematică ne permite să devenim mai creativi. Devenim mai curioși când aplicăm diferite platforme în cadrul orelor. Când avem orele de matematică, noi devenim mai entuziasmați. Mulțumim, Irina! Și acum dau cuvânt echipei chimiștii. Inovațiile în educație sunt un punct de sprijin în formarea competențelor specifice disciplinei chimie. La chimie, în cadrul modulului selecției și disertării electronică, investigăm anestecurile și solvenții. Cercetăm partea de masă a substanțelor care sunt dizolvate în soluție și analizăm electrocompatibilitatea soluțiilor. Și acest lucru putem demonstra cu ajutorul dispozitivului NECHI, care ne permite să stabilim corespondența dintre sunetul aplicației, dintre electrocompatibilitate și substanțele care conduc curentul electric. Soluțiile care conduc curentul electric se numesc electroliți, iar proprietatea de conduce curentul electric poate fi ușor determinată cu ajutorul muzicii într-o aplicație accesată la calculator. Neelectroliții sunt substanțele care nu conduc electricitatea, iar acestea sunt toxice de sub. Observăm că nu toate substanțele pot conduce curentul electric, ceea ce poate fi explicat cu ajutorul legăturii dintre chimie și fizică. Mulțumim chimiștilor! Deci să vedem ce se întâmplă la orele de fizică, unde procesul are loc altfel. Lecțiile de fizică sunt mai interesante. Noi, cu ajutorul truselor, putem alcătui diferite circuite în serie sau în paralel. Ele sunt radio AM și multe altele. Aici am creat un circuit. Avem un kit de invenții Mechi, cu ajutorul căruia orele de fizic sunt transformate într-un joc distractiv. El ne învață să construim un fel de circuite electrice diferite, folosim fructe, legume și ce mai găsim pe masă de lucru. Cu ajutorul lui putem observa care din obiecte sunt conductori și care izolatori. Mulțumim. Avem dispozitivul Pocket Lab, care este un laborator de buzunar cu un sensor care ne permite să
măsurăm mișcarea, viteza, unghiul, temperatura, umiditatea. Aici, ca exemplu, avem graficul care ne permite și să punem timpul pentru a fixa anumite date. Deci, în cadrul orelor de biologie, microscopul digital este un instrument modern care le permite elevilor să investigheze lumea vie la nivel de structură și funcție. În cadrul orelor de biologie, microscopul digital ne permite să vizualizăm structurile la nivel de celule, țesuturi, organisme. Astfel, imaginele care le vedem la ecran le putem captura și depozita în diferite mape, pe telefon sau calculator, pentru ca mai apoi să le folosim în cadrul orelor. Mulțumim! Urmează să auzim ce se întâmplă și la alte discipline cu echipamente digitale. Ochelarii virtuali sunt o sursă de învățare altfel. Ei pot fi utilizați la diverse discipline și permit evaluarea în timp și spațiu. Spre exemplu, la orele de istorie, elevii doar utilizând un telefon performant cu acces la internet pot să viziteze orice muzeu de pe tot globul românesc. Ochelarii virtuali ne oferă un unghi mare de viziune. Ei pot călători în diferite locuri de pe planetă sau chiar prin spațiul cosmic. Da, mi spune Silvestru ce avem aici. Stația medie ne oferă posibilitatea să monitorizăm, să observăm din clasă parametrii timpului, temperatura din interior, exterior și bătaia vântului, puterea și direcția. Este oportun și binevenit această stație deoarece trezește curiozitate și interesele elevilor. Mulțumim! Are și un ceva să ne spună? În clasa viitorilor am ele. El a elaborat un plan de afacere care a contribuit în dezvoltarea mea pentru viitor. Deci, în anul precedent de studiu, un grup de 20 de tineri din instituție au creat plan de afacere. La final, produsele au fost vândute pe piață din Caraclia, ceea ce a contribuit foarte mult la dezvoltarea privind ghidarea în carieră a tinerilor. În instituție dispunem de fibră optică, atât Wi-Fi cât și rețea. Dispunem de 19 televizoare inteligente, unde cadrele didactice pot utiliza atât telefoanele cât și alte dispozitive în sălile de clasă. Nu există disciplină în instituții unde nu se utilizează tehnologiile informaționale. O masă de robotică există și în biblioteca liceului, unde copiii își petrec orele după în afara lecțiilor. Deci o să auzim și alte ocupații la lecții, doamna. Promovăm cultura digitală și la lecțiile de limbă și literatura română prin utilizarea diverselor instrumente digitale, Learning Hub, Ordol, Pacot, Padlet. Și pentru că avem în clasă televizor și avem acces la internet, așa cum s-a menționat, apelăm și la această aplicație QR Code, prin care elevul scanează codul, accesează exercițiul și realizează sarcinile propuse atât individual cât și în grup. Prin aceste QR coduri elevii pot să aibă în față și să acceseze nu numai exercițiile digitale, dar orice alte imagini, cărți digitale, manuale și orice alte pagini care sunt necesare la moment, prin asta le este mult mai captivant. Prin Learning Hub putem identifica cuvinte pentru a forma câmpul lexical al valorilor umane. În acest QR cod deschid aplicația virtuală în care identificăm figurile de stil. Accesând acest cod, intrăm pe o tablă interactivă, adică în Padlet, unde putem lucra în grup. Prin acest QR cod trebuie rezolva multe exerciții din cadrul lecției. Spre exemplu, identificarea modurilor virgulilor. Mulțumim! Clasa viitorului contribuie direct la dezvoltarea competențelor cheie în învățământul general, cât și competențele specifice disciplinelor în cadrul orelor și în afara orelor. În acest an, instituția noastră doar înloca standardele privind protecția și siguranța copiilor și, bineînțeles, și celelalte proiecte le continuăm să le implementăm. Mulțumim pentru atenție! Doamna Pelagheină, vă mulțumim foarte mult! Ne-ați impresionat copii și vedem în voi viitori ingineri, viitori cetățeni digitali și ne bucură să vedem atât băieți și fete interesați de tehnologii.
Noi știm că din satul Taraclia vom avea copii cu un viitor luminos în această clasa viitorului și sperăm că de la clasa viitorului veți trece la școala viitorului. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! Și aici am să vă invit în scenă pentru o poză de grup, pentru că clasa viitorului este despre parteneriate. Inovăm și învățăm altfel împreună. Împreună putem face o clasă viitorului, o școală viitorului și o țară viitorului. Vă mulțumim mult și aducem felicitări profesorului, profesorilor cu această ocazie minunată și pentru că învață o întreagă națiune.